Uitați-vă, slujitorul care urmărește trezirea, că ăsta este scopul lui, este un slujitor care se adresează minții. Cau să vă trezesc mintea. Repet, foarte mult din constituția programelor de astăzi, întâlnirilor de așa zisă trezire, promovează euforia, freamătul, agitația, mult lucru care stimulează sentimentul. Sentimentul este important în experiența creștină. Este vital în experiența creștină. Ba chiar aș spune că dacă n-ai niciun sentiment pentru Dumnezeu, pentru cuvânt, pentru adevăr, pentru sfințenie, nu ești născut din nou. Dacă numai mintea ta este pentru Dumnezeu, dar emoțiile tale, sentimentele tale nu sunt pentru Dumnezeu și iubești păcatul, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Clar să fie lucrul ăsta. Nașterea din nou înseamnă întoarcerea întregii personalități către Dumnezeu. Și mintea e înnoită și sentimentele sunt dreptate către Dumnezeu și voința e direcționată către Dumnezeu. Fără doar și poate. Dar slujirea se promovează prin faptul că slujitorul se adresează minții. El nu promovează decuplarea minții. Nu-ți vine să crezi când auzi oameni care se consideră creștini, care spun, nu te mai gândi la ce spui. Nu te mai gândi. Încetează să vorbești în limba română. Nu te mai gândi la ce spui. Dă-i drumul, zice, dă-i drumul. Da, accelerează, înflăcărează. Ce să înflăcărez, mă? Ce să înflăcărez dacă mă pui să-mi decuplez mintea? O religie, o învățătură, un om care îi pune pe alții să-și decupleze mintea, seamănă mai mult cu ocultismul, cu magia, cu vrăjitoria. Vă spun lucrul ăsta deschis, cu satanismul. Nu seamănă cu creștinism. Domnul Iisus n-a făcut o întâlnire cu ucenicii și a zis, decuplați-vă mintea. Nu vă mai gândiți la ce spuneți. Nu mă urlați, domnule, din toată puterea voastră. Aia este trezire? Eu știu că sunt oamenii care ajung sub o asemenea povară a păcatelor că strigă înaintea lui Dumnezeu. Să strige, domnule. Știu că sunt oamenii care ajung datorită unei experiențe reale, unei lucrări reale a Duhului Sfânt în viața lor, ridică mâinile și strigă către Dumnezeu sau plâng. Nu spun că nu, asta nu poate să fie o lucrare a Duhului Sfânt, dar nu se face prin decuplarea minții, ci se face printr-o conștientizare profundă a adevărului lui Dumnezeu. Asta duce la o experiență emoțională autentică, puternică. Eu nu mi-aș dori să trăiesc viața de credință fără să am momente în care experimentez prezența lui Dumnezeu și chiar să-L simt pe Dumnezeu. Dar vreau să fie o experiență duhovnicească, reală, conștientă, care se poate verifica după cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu pornesc de la emoție și elimin mintea, ci pornesc de la minte și mintea umplută de cuvântul lui Dumnezeu, mintea luminată de Duhul Sfânt, duce la un anumit tip de emoții și bineînțeles vor fi emoții duhovnicești și vor fi emoții biblice. Știți ce este ciudat? Majoritatea întâlnirilor de trezire, majoritatea oamenilor care promovează trezirea sunt antidoctrinari, antiintelectuali, antiteorie, în ultimă instanță, antiteologie, antibiblie. Sunt antiintelectuali. Ce e atâta teorie? Sunt ăștia, ce vin ăștia cu diplome și cu școli și cu... Nu, domnule, Duhul Sfânt! Frate, ți-am văzut schițele pe anvon. Unde-i Duhul Sfânt? N-ai nicio treabă, n-ai să vezi în viața ta nicio trezire. Nici măcar personală, în viața ta. Cu mentalitatea asta. Întâi trebuie să-ți trezești mintea din prostia asta pe care o crezi tu că trezirea vine decuplându-ți mintea.